Bună dimineața! Acum câteva zile mergeam pe stradă și la un moment dat, datorită faptului că anumite persoane făceau, hai să spunem, neaguri despre numele meu, la un moment dat s-a băgat în seamă și un organ al legii de la poliția locală în care a început să strige: domnul Lucian Corătescu este infractor, se sustrage urmării penale. Da? Deci, terminăm un pic. În tot Ploieștiul s-a auzit. Nu a cercetat, nu a făcut nimic. Termină cu acest lucru. În momentul acela, imediat, polițiștii de la rutieră cu pistol carpați la brâu vom face filtre și baraje. În același timp, de la criminalistică și infracțiuni, a început să-l caute în baza de dată pentru că l-au cărcimuiară sau l-au altceva. S-a auzit, domne, că ori ar fi pește, ori ar fi țigan, tot pe alt gang. Și tot așa s-a extins, până când a început să meargă cu mașina la piață. De? Și în spatele lui, două polițiști de la locală începe să strige: infractorule, infractorule! Mai stai, ce mai stai? În fața ta apare cât casă. Dacă este infractor, vă ajutăm noi. Avem și motorina pe care putem să vi-o donăm, nu să o rechiziționați. Pentru Logan să-l prindeți. În același timp, apare și mașina de ceea ce se cheamă cu DIA sau cu arestări speciale, oameni grei. Mai ai să spui că a fost și judecat în stradă sau de judecătorie. Faptele sunt reale, nu ireale. Da? Și în același timp a fost și este, a fost judecat, a fugit din pușcăria din Valea Doftanei și a fost în pușcăria din Valea Periprava. Pentru pensie și nu au putut să-și facă planul de majorări salariale sau altceva. Voi râdeți, dar mai avem să spunem că poliția a rechiziționat cum să spun eu, în numele cetățenilor sau a României, mașini nemarcate, pentru că nu. Să prindă infractorul numărul 1, evadat, ca în filmele speciale americane. Și când te duci la muncă și, sau vrei să te angajezi, mai departe, de la așa gag, așa glumă, de la cineva, că conduce mai mare decât casa, că conduce fără ITP-ul, sau alte chestii, adică na, faceți flagrantă fără flagrantă. ANAF să vină să caute chitanța, ce transporti? Curve, apă nefiscalizată sau mai știu eu ce. Trecem mai departe și ajungem la ceva și mai tare. Fiind evadat, trebuia să-l luați cu mascații pe sus, cu diasul, pus în pușcărie de maximă securitate, la care să spună cineva de la scara cealaltă: ai zis că te descurci. Dar eu cred că la mine în pușcărie te descurci excepțional. 5 ani vei sta acolo, plus pentru că vei primi și un punct sau vei bate un gardien, că nu. Ți s-a făcut un mic flagrant în viața vieții tale. Ei au făcut un gag pe stradă pentru că au auzit într-o cârciumioară: ba e pește, ba e țigan, ba e nu știu ce, ba care apă nefiscalizată, ba care cu o mașină mai mare decât ce trebuie, ba nu știu ce, ba nu știu cum. Practic totul s-a întors împotriva lor. Numai că legea e lege. Știi? Și oricine poate să o dă. Sau pe portavoce, sau pe ceva. Deci e clar că e adevărat.
Numai evadat de la Valea Doftanei sau Periprava nu l-au făcut. Așa că începe să-i spune, dați-mi pe Lucian Corlătescu. Și tot au început. Eu vă dau o cisternă, chiar vă donez. Eu vă ajut, că nu știu ce, chiar vă ajut. Nu, stai un pic. Și la sfârșit, sunt pe live, te rog. Și la sfârșit, când vrei să... Eram la piață, am auzit, deci ea... Deci e, ai auzit la piață când te-ai dus cu sarsanaua și ai cumpărat pătrunjelul și ceapa și cartofii, că așa e, când te duci la interviu. Păi, dumneavoastră sunteți omul care am dat pe voce, pe porta voce, că sunteți aia. Mai ceva ca în filmul cu actorul care juca și în Indiana Jones. Interesant, nu? Acum, dacă te duci să te poduri și podulețe, adică la CNADR, să le vopsești, să le speli, așa, sau să le asfaltezi, nu poți să te angajezi, mai ales la voi, că na, ce se aude pe stradă este adevărat. Nu este un fals, nu e spre jur, nu e spre jurul, stați liniștit, ceva de genul, nu este spre jurul poliției, ci este o înșurătură a poliției, a organelor legii, la adresa unui cetățean, o defăimare publică, la care cu toți au, că nu știu cine, este mai bun. Că e polițist la rotieră, că e anafist, că e pitemist, că e tot. Dar tot, bă, băieți, tot. Tot. Haideți, o zi plăcută să aveți.